Bun găsit tuturor! În momentul de față, în guvernul Tudose, sunt trei miniștri împotriva cărora procurorii au început urmărirea penală sau au cerut Parlamentului să o încuvințeze. În primul rând, vorbim despre vicepremierul Sevil Şaide, care a fost pus sub urmărire penală de către procurorii DNA pentru abuz în serviciu în dosarul Insula Belina, dosar în care DNA cere și încuvințarea urmăririi penale pentru Rovana Plumb, ministru al fondurilor europene. Procurorii cer urmărirea penală în cazul Rovanei Plumb sub acuzația de complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu. De asemenea, Direcția Națională Anticorupție a cerut încuvințarea începerii urmăririi penale și pentru ministrul pentru relația cu Parlamentul, Viorel Ilie. Acesta este acuzat de instigare la infracțiunea de folosire de informații ce nu sunt destinate publicității, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații. Printre miniștrii contestați se află și Liviu Pop, ministrul educației, pentru desele greșeli de exprimare, dar și pentru faptul că, ne amintim, la începutul anului școlar, elevii din clasa a 5-a n-au avut manuale școlare. Ultimii intrați pe lista rușinii sunt Ilan Laufer și Răzvan Cu, conform surselor Mediafax. Lui Ilan Laufer, ministru pentru mediul de afaceri, se reproșează inactivitatea guvernamentală, în timp ce Răzvan Cu a fost criticat foarte des pentru lipsa de eficiență în ceea ce privește proiectele de infrastructură.